În prima duminică din noul an bisericesc, preasfințitul părinte Lucian, episcopul Caransebeșului, s-a aflat în mijlocul credincioșilor din parohia Vrăniuț, județul Caraș-Severin. Cu acest prilej, ierarhul a sfințit biserica Nașterea Maicii Domnului, apoi a săvârșit Sfânta Liturghie. La slujba de târnosire și la Sfânta Liturghie săvârșită de preasfințitul părinte Lucian, episcopul Caransebeșului, au participat autorități locale, precum și mulți credincioși. Pentru munca depusă, părintele paroh a fost hirotesit sachelar de preasfințitul părinte Lucian. De asemenea, ierarhul a oferit ctitorilor și tuturor celor care s-au implicat în renovarea și înfrumusețarea locașului de cult, diploma de excelență Sfântul Apostol și Evanghelist Luca. Această biserică, construită la 1794 și binecuvântată în 1799, de episcopul Vârșețului și Caransebeșului Iosif Ioanovici Șacabend, nu a fost târnosită. Iată o biserică veche de peste 200 de ani, astăzi se târnosește în episcopia Caransebeșului, anticipând într-un mod foarte frumos și duhovnicesc hramul acestei biserici și anume praznicul care urmează peste câteva zile, Nașterea Maicii Domnului. Așadar, această biserică cu hramul Nașterea Maicii Domnului astăzi a fost târnosită și ne bucurăm că o comunitate foarte mică de enoriași a reușit, împreună cu preotul paroh, într-un timp foarte scurt, să amenajeze atât exteriorul cât și interiorul bisericii și mai ales să refacă prestolul, jertfelnicul, Sfânta Masă, astfel încât noi astăzi am putut așeza în piciorul Sfintei Mese moaștele sfinților mucenici care au pătimit pentru Hristos. Parohia Vrăniuț este o parohie misionară, o parohie mică, o parohie în care preasfințitul părinte Lucian, episcopul Caransebeșului, a poposit în repetate rândul. În 2010, săvârșind slujba vecerniei, în 2013 oficind Sfânta Liturghie, prilej cu care a hirotonit într-o treaptă preoției pe părintele Pușchiță Ștefan Ionuț și a fost instalat în parohie, iar în 2016, când a binecuvântat casa parohială și iată azi, cu ajutorul lui Dumnezeu, în prima duminică din anul bisericesc, oficii Sfânta Liturghie și târnosind Sfânta Biserică. Mulțumim Bunului Dumnezeu că astăzi l-am avut în mijlocul nostru pe preasfințitul părintele nostru Lucian, episcop al Caransebeșului, care a binevoit a se afla în mijlocul nostru pentru a binecuvânta lucrările care le-am desfășurat în acest an. Cu ajutorul enoriașilor, câtorva persoane din sat care se implică mai mult, am reușit să avem și inclusiv o casă parohială locuită de vreo 2 ani, pe care am sfințit-o chiar anul trecut. Acum am reușit să sfințim biserica și sperăm pe viitor să ne ajute și să fim împreună. Ne bucurăm tot satul și consilierii mei care cu preotul împreună de slujba frumoasă și de onoarea care ne-au făcut-o cu prezența sa a întregului colectiv. O zi foarte importantă și ținem să-i mulțumim părintelui episcop că și-a făcut timp și a luat în considerare și satul ăsta nostru mic și ținem să-i mulțumim primarului care ne-a sprijinit. Satul Vrăniuț se află la doar 12 km de orașul Oravița și la 7 km de Răcășdia, unde este centrul administrativ al comunei de care aparține.